Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De lungă și bogată istorie a inaugurărilor ridicole din țara noastră, vineri s-a petrecut una cu adevărat excepțională din acest punct de vedere. E greu să stabilești, cum să spun, nivelul de excelență a ridicolului. Dar, da, uite că au reușit în cazul ăsta. Cronicarii vor duce peste ani povestea inaugurării duble simultane, deci simultan de inaugurări, cum era la șah, un simultan de șah, aici avem simultan de inaugurări. Povestea inaugurării duble, cum spuneam, unui pod peste râul Buzău, între Buzău și, mă rog, Vadul Pașii, o festivitate super festivistă, la care au participat, de o parte și de alta a râului, reprezentanții PNL și PSD. Adică, într-o parte a podului a fost tăiată panglica de oamenii de la Consiliul Județean, personificat de trei fruntași PSD. În timp ce, de partea cealaltă, o altă panglică a fost tăiată de primarul liberal din localitatea în chestiune, Vadul Pașii. Și la mijloc Popa Independent, care a sfințit întreaga lucrare. Băi, Popa Independent. Bun, organizarea... Vezi că ea la Tulcea săracii n-au avut părinte. Atenție. La Mahmudia. Eu așa țin minte că în brigada aia eu n-am văzut părinte acolo. Păi Popa nu taie cu foarfecele. Popa vine cu cădelnița. Uite, dacă nu taie, nu se poate să știi dacă are efect total. Deci tu propui ca și Popa să taie de acum. Da. Obligatoriu. Deci prea sfinți părinți, vă rugăm, în afară de cădelniță și o forfecuță. Și o forfecă, dacă Gaur. Se poate, la instrumentar. Aia cu care se ia moțul. E forfecuță. Nu știu dacă merge chiar aia, dar mă rog. Nu știi cine. Asta trebuie, că panglică, n-ai văzut panglicile, să semn de bogăție, să fie lată. Și cu forfecuța de moț faci... Bun, deci aici, la Buzău, Vadul Pașii, organizarea întregului balet a căzut în sarcina constructorului, el a organizat. Care, de altfel, constructorul, că asta face caragialesc totul, ăla este disperat că nu și-a încasat banii ceruți pe lucrare. A, și evident ar face orice, că să împace caprele și verzele politice din județ. Deci iată, de altfel, ce a declarat constructorul pentru ziarul Șansa din Buzău. Citez. Dincolo e Vadul Pașii, primarul e de la PNL și aici, adică pe partea dinspre orașul Buzău, nota mea, este PSD. Și e bine să-i împac. Eu n-am treabă nici cu unul, nici cu altul. Și am adus la mijlocul podului, am adus și preotul, tot inițiativa mea, a spus Victor Vasilescu, directorul general, mă rog, de la SC Integral, nu știu. Imaginați-vă logistica. V-am mai zis, ăsta este fascinant. Logistica. Cum a organizat el inaugurarea? Cum să nu se intersecteze ea, să nu se amestece, să nu se ia la bătaie, să nu se încerte? Hai că facem o lucrare frumoasă, îi împac, unii într-o parte... I-a sunat pe toți. Matale, pe partea stângă, mă înțelegi, stângă. Cum te uiți așa spre vărsare, stânga e pe stânga. Dreapta e pe cealaltă stângă, când te uiți spre... Da, mă, dacă la București se vor întâlni la mijloc la un moment dat. Da, da, da. Cum să nu? Exact, la București să înțeleg. Asta dacă e. S-au înțeles PSD și PNL la București, de ce să nu se înțeleagă? Ce punte fac peste podul ăla? Pașii, da. Cum spuneam, constructorul e în litigiu cu Consiliul Județean pe subiectul podului abia finalizat. Iată ce zice domnul Vasilescu. Citez din nou. Costurile au fost de 26 de milioane de lei. Asta, ca să înțelegem, o paranteză scurtă, asta este un pod care a căzut la niște inundații acum 16 ani. Și de atunci tot mocăi străduie să facă 16 ani să facă un pod căzut. Asta nu e ăla de era Băsescu zilnic acolo? Nu, ăla era la Mărășești pe undeva. Nu, nu știu dacă Mihai e acela, dar nu cred. Mărăcineni, așa, bravo. Dincolo de această parazitare a discursului, de să revenim. Deci podul ăsta a căzut acum 16 ani. El era un pod făcut de Angel Salini. Celebrul. Celebru. Acum i-au dat numele unei furăciuni naționale. PNDL-ul numărul 3, domnul Cățu i-a zis Angel Salini. De asta, cu Angel Salini, el ar fi foarte rușinat ca numele lui să fie dat unei astfel de furăciuni. Uh-huh. E, podul ăsta era făcut de Angel Salini. Deci să tot fie vreo 150 de ani. El a ținut. Și până la urmă, probabil că lăsat de izbeliște nereparat, a căzut. 16 ani a trebuit să facă podul nou și constructorul acum zice așa. Costurile au fost de 26 de milioane de lei. N-a fost plătită manopera. Suntem în litigiu acum pe problema asta cu Consiliul Județean. Eu, zice constructorul, am plătit 17 lei pe oră la muncitorii necalificați, iar în deviză am doar 5 lei. Diferența e de vreo 4 milioane de lei, să primesc în plus, e mult. Pentru că ce să vezi, s-au scumpit manopera, nu mai găsești. Adică eu nu știu când o fi semnat el contractul, dar de la 4 lei la 5, de la 5 lei la 17 lei, a trecut ceva timp de când a semnat contractul, când a trebuit să-i angajeze propriu-zis pe oamenii aia.
Și oricine lucrează cât de cât în construcții sau are tangență cu domeniul știe că prețurile au explodat. Este nenorocire ce se întâmplă în ultimii ani. Bun, asta e. De partea cealaltă, președintele Consiliului Județean, prietenos cu toată lumea, ca la zi de mare sărbătoare, a declarat publicației locale Șansa News, citez, nu pot să spun că avem un litigiu. Deci ăla disperat că nu și-a luat banii, zgrepță-ne pe la uși, vrea să împace pe toată lumea, organizează festivități, domnule, dați-mi bani. Nu pot să spun că avem un litigiu. Astăzi vreau să gândesc optimist. Te crezi și eu că, tu vrei să gândești optimist, că tu nu trebuie să plătești oamenii, adică... I-am și mulțumit constructorului. Astăzi nu vreau să-l supăr pe constructor. Zici că suntem în Seifel. În funcție de ce vor hotărâ, cei care trebuie să hotărască, mă refer la instanță, dar eu cred că nu. El crede că nu vor hotărâ cei din instanță, el crede că nu o să plătească, crede că nu o să se certe, nu știm ce nu crede, dar e clar că ceva nu crede. Bun, e fericire mare. E ca în filmele alea, știi, se termină așa și tu stai și te gândești. Asta, și deci, să cum spună... o să... Da. Final deschis. Oricum, după ce au tăiat separat panglicile, cele două grupuri, dintr-o parte și alta a podului, au apucat fiecare spre centru, s-au întâlnit la mijloc, unde s-au salutat, au făcut, înțeleg, schimb de panglici. Unii au declarat că o să le ducă acasă, drept amintire, nu știi când mai prinzi o inaugurare ca asta. Deci, practic, pupat toți Piața Independenții. Și ca în Caragiale, domnule, asta mi-a plăcut, concluzia e pusă de un alegător fericit că are și el în sfârșit pe unde să treacă. După, ce să spun, 16 ani. Iată ce declară. Citez. Arată bine, este frumos, să sperăm că o să fie la fel de rezistent. Adică el pune rău în față din prima. Domne, e bine, dar eu știu cât rezistă, că ăștia nu te poți baza pe nimic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.